Premieră mondială la Madrid, o fetiță de numai un an a devenit primul pacient din lume care a trecut printr-un transplant de intestin de la un donator decedat. A fost o operație de o complexitate incredibilă pentru că o infecție este foarte probabilă și de cele mai multe ori fatală în intervențiile la intestin. Va tot muy bien. Estamos muy, muy, muy contentos. După 4 luni de stat sub supraveghere strictă în spital, Emma poate să meargă în sfârșit acasă. Emma presentaba una enfermedad que se llama fracaso intestinal o fallo intestinal. ¿Eso qué significa? Significa que por un problema, por una enfermedad, su intestino no es capaz de absorber la energía, los alimentos que necesita para crecer y vivir normalmente. Încă din primele zile de viață, părinții și-au dat seama că ceva nu este în regulă. Până la decizia medicilor de a face operația, situația devenise un calvar, iar speranțele din ce în ce mai mici. Capaz de mantener este normal crecimiento, pues necesita recibir la alimentación por medio de la vía intravenosa. Corpul Emei este prea fragil pentru a face întreaga operație dintr-o dată. De aceea, timp de 5 luni au fost 3 intervenții. Ultima a fost transplantul și a însemnat implementarea unei tehnici noi, niciodată folosită până acum pentru un copil atât de mic. Practic, chiar dacă donatorul moare, organele lui sunt ținute active pentru o perioadă care poate ajunge și la 5 zile. Acum Emma și-a recuperat toate funcțiile. Este acasă împreună cu părinții săi și lucru cel mai important, deși este aparent banal, mănâncă singură. Totul datorită echipei extraordinare de medici și a familiei copilului care a donat organele. Tot este echipazo y a la familia del donante. La verdad es que no hay palabras para agradecer. Echipa de medici de la Spitalul Universitar din Madrid a făcut cercetări timp de 3 ani pentru a fi siguri că o astfel de operație poate avea succes.